Un incident bizar a fost raportat ieri de către poliția municipiului Orăștie. Astfel, un bărbat din Orăștia de Sus a reclamat faptul că un vecin i-ar fi împușcat câinii, iar polițiștii au început cercetările în acest caz, deschizând un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 40 de ani ar fi efectuat uz de armă cu arma de vânătoare deținută legal de către acesta, însă la fața locului nu au fost identificate cadavre ale animalelor pe care se presupune că le-ar fi ucis potrivit reclamației. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Arma a fost ridicată în vederea expertizării, iar cercetările continuă în acest caz. Un alt caz de nerespectare a regimului armelor și munițiilor s-a constatat în Deva, iar cel în culpă are o vârstă la care cei mai mulți își văd liniștiți de pensie sau își cresc nepoții. Este vorba despre un devean în vârstă de 75 de ani care, tot în cursul zilei de luni 21 februarie, a fost călcat de mascați, care puneau în executare un ordin de percheziție domiciliară emis de judecătoria din reședința de județ. La percheziție a fost descoperită o armă nedeclarată și mai multe elemente de muniție. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 40 de ani ar fi efectuat uz de armă cu arma de vânătoare deținută legal de către acesta, însă la fața locului nu au fost identificate cadavre ale animalelor pe care se presupune că le-ar fi ucis potrivit reclamației. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Arma a fost ridicată în vederea expertizării, iar cercetările continuă în acest caz. Și în această cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.